Oamenii s-au trezit cu pădurarul la poartă, chiar în timpul programului de lucru, iar oferta acestuia pare greu de refuzat. Promite căruță de lemne celor care vor susține o anumită persoană care aspiră la funcția de primar. Rodan Gheorghe este pădurar la Ocolusil Victor Popiște, care face campanie și promite cetățenilor că dă lemnele dă pentru a vota. Umblă în casă în casă, promisiuni, dacă nu le dă lemne. În acest timp pădurarul mai este la post? Da. Da. Deci el lucrează, în continuare. Ce vă promite? Vine la poartă? Sau cum? Da, că ne ajută cu lemne, ne va da lemne gratuit, care nu cred că se poate așa ceva. Dacă votăm, ne dă o căruță de lemne. Și a promis tuturor vecinilor că le dă câte o căruță de lemne? Nu, la majoritate, așa. Păi și de unde lemne? Are pădurea lui proprie? Sau? Păi el știe. De unde o fi? Pămâne cu alții. Dovada ar fi o fotografie cu buletinul de vot pentru ca oamenii să-și primească recompensa. Oricum, cetățenii nu cred în astfel de promisiuni și nu sunt de acord cu atitudinea angajatului Rom Silva. Asta e o faptă care cred că ar fi penală. El trebuie să-și vadă de silvicultura lui, să-și vadă de treaba lui. Nu să amenințe sau să promită cetățenilor ce nu se poate face. Nu doar că pădurarul încalcă legea, încercând să ofere mită în schimbul unor foloase, dar riscă să-și pierdă și locul de muncă. Eu am atras atenția la toți. Da, să nu facă campanie electorală, le-am dat sub semnătură și o să țin cont și o să verific chestia asta. Deci eu o să iau măsuri, da, nu are voie niciun din personalul silvic să facă campanie electorală în timpul programului în uniforma de serviciu. Da, le-am dat sub semnătură, este adresa directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor, unde personalul silvic nu are voie să facă campanie electoral în timpul programului și în uniforma de serviciu. Și ce riscă pădurarul? Dacă se adeveră, va suporta rigorile legii. Dacă a dat materialele în fără forme legale, pleacă acasă. Pădurarul Gheorghe Prodan va fi tras la răspundere pentru comportamentul său de către superiorii de la Direcția Silvică Dâmbovița. Dacă nu se va potoli și își va duce promisiunile la bun sfârșit, acesta va ajunge în fața organelor de anchetă penală.